Președintele Consiliului Concurenței, domnul Chirițoiu, la interviul PS News, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, Cu domnule mare președinte. plăcere. Ați declarat că vă temeți că în această perioadă ar putea să apară înțelegeri între magazine, lanțuri de magazine și între producători, care să încerce să păstreze în profiturile lor reducerea TVA la 9% pentru alimente, începând cu 1 iunie. Ce faceți concret în sensul acesta? E un risc. Da. Eu nu am indicii că acest lucru se întâmplă, dar pentru că există o posibilitate destul de mare ca așa ceva se întâmplă, trebuie să ne luăm măsuri de prevedere care nu înseamnă în momentul de față decât că monitorizăm situația pentru a observa anumite comportamente neobișnuite. Ce înseamnă comportamente neobișnuite? Dacă după anunțarea scăderii, reducerii de TVA de către guvern, vedem creșteri de prețuri neobișnuite, care nu țin cont de tendințe sezoniere. Evident că prețurile fluctuează de la o lună la alta, la anumite mărfuri, da? Dar dacă vedem ceva ce iese din tiparele obișnuite, ăsta ar putea fi semnul unei eventuale înțelegeri. Doi, dacă după data de 1 iunie, când se reduce TVA-ul la 24 la 9%, nu vedem o scădere substanțială în jurul a 12%. Da? Ăsta ar fi impactul asupra prețurilor dacă toată reducerea de TVA se duce în preț. Da? Ar trebui să vedem o reducere a prețului de 12%. Dacă vedem reduceri substanțial mai mici, iar ăsta ar fi un semn de întrebare pentru noi, care ar rezulta în deschiderea unei investigații ca să vedem dacă eu avem de-a face cu încălcarea legii, cu o înțelegere anticoncurențială sau nu. Ce veți face? Vor fi detașamente ale unor angajați din Da. Consiliul Nu Concurenței la facem chiar supermarket? brigada oamenilor muncii. Ce avem într-adevăr? Avem și noi un număr de angajați sau și alte instituții cu atribuții de control angajați care vor strânge date din piață Cu ce după instituții veți colabora? cu Ministerul și ANPC. Avem o metodologie pusă la punct cu cei de la Institutul Național de Statistică, ca datele noastre să fie relevante. Doi, facem cereri de informații către marile lanțuri de magazine, deci ei ne vor comunica prețurile lor pe o serie de produse din aprilie încoace și în același timp vom colabora datele noastre cu cele de la statistică când vin ele. Statistica vine ceva mai târziu, normal că asta e metodologia lor, dar datele lor au o validitate foarte mare. Alt lucru care nu ne aștept pe noi de la statistică este că ei legal trebuie să dea datele agregat. Deci ei nu o să spună lanțul X a crescut prețul, ci o să spună prețul la mere a crescut cu 3%, să spunem. Da? Dar nu o să spună că în lanțul cu tare au scăzut și în lanțul celălalt au crescut. Ori pe noi ne interesează și comportamentul agenților economici, nu numai evoluția asta Dar agregată. cetățeanul vă poate face sesizări? Dar nu poate să facă sesizări, nu avem un mecanism pus la punct să preluăm. Deci dacă sunt câteva sesizări, facem față. Dacă vom fi inundați de sesizări, va fi mai greu, dar e o idee foarte bună. O să punem resurse la dispoziție ca să procesăm sesizările primite de la populație. De asemenea, nu bazez și pe dumneavoastră, că sunteți neobișnuiți să gestionați sau să interacționați cu mulți cetățeni, deci pe mass media. Ce sancțiuni riscă, domnule președinte, magazinele sau producătorii dacă temerea dumneavoastră e întemeiată, e adevărată? Da, ei vor risca sancțiuni numai dacă avem de-a face cu înțelegeri anticoncurențiale pe care le și dovedim. Simplu fapt că un magazin crește prețul nu e o problemă, pentru că dacă ceilalți nu cresc, mecanismul de piață, consumatorii fiind informați, se vor muta la alt magazin și îl vor penaliza în felul ăsta pe cel care a ținut prețurile prea sus. Singura faptă care e incriminată de lege e înțelegerea între magazine. Și dacă vom dovedi astfel de înțelegeri, atunci vom da amenzi care pornesc la 4% din cifra de afaceri. Ca să aveți o idee, am dat în decembrie amenzi de 35 de milioane de euro pentru Metro, Selgros, Mega Image și furnizorii lor și astea erau amenzi undeva la 1% din cifra de afaceri. Deci dacă ne ducem la 4%, amenzile ar fi mult mai mari decât cele pe care le-am dat noi în decembrie. Ce ați descoperit până acum? Fiindcă la finalul lunii aprilie ați
spus că veți începe monitorizarea prețurilor la raft încă din luna mai, înainte de aplicarea TVA-ului da. Scăzut la nu alimente am acum luna să iulie. Vă dau. Deci n-am un raport pe care să vi-l fac public. Ați văzut însă ce ne-a comunicat statistica. Statistica a văzut în luna aprilie creșteri ușoare, deci creșteri de 0,35%. Bun, haideți să vedem. Trebuie să mai strângem ceva date ca să vedem dacă e o tendință neobișnuită sau dacă piața se comportă anul ăsta cum s-a comportat în anii precedenți. Date înțeleg că sunt. Șeful ANPC spune că sute de români, pentru că vorbeam despre sesizările venite de la cetățeni, sute de români reclamă la protecția consumatorului majorări de prețuri înainte de această aplicare a reducerii TVA-ului. Totuși, cum veți centraliza? Cum se vor întâmpla concret? Ne vom uita agregat, totuși. Repet, statistica ne spune 0,35%. Există, deci ceva creșteri de prețuri, nu par, până acum pe datele aprilie, nu par să fie niciun caz de proporții masive. Vă preocupă procentul acesta, 0,35%, e unul de alarmă, sau? Relativ mic. Deci nu pare să mai... Ne preocupă în ce sens? Dacă, în mod normal, prețurile scad după Paște, iar dacă aprilie înseamnă și Paște, de asta să mai vedem datele. Deci ne așteptăm la o creștere a prețurilor înainte de Paște, ne așteptăm la o scădere a lor după Paște. Dacă nu vedem tendința asta de scădere după Paște, da, asta ar ridica semnele de întrebare. În același timp, procentul mic e cumva liniștitor, dacă vreți.